Bun, un alt exercițiu. Este fundamental în MMA să faceți trecerea dinspre kickboxing, înspre lupte și invers. De aceea încercăm tot timpul să schițăm lovituri de braț și să intrăm pe picioarele adversarului. Atenție, niciodată nu intrați din prima pe picioare sau nu loviți din prima cu piciorul. Întotdeauna trebuie să aveți combinații. Hai să vedem cum lucrăm. Combinația noastră e simplă și are două variante de finalizare. Am un 2, scad nivelul și atac piciorul. Hai să vedem cum se întâmplă. Pam, pam, scad nivelul, i-am atacat piciorul. Dar, putem să fim mai inteligenți de atât. Și anume, un 2, mă fac îi prind piciorul, în momentul în care s-a plecat, vine lovitură de braț, pe care o pot da, pam, pam, sus, sau o pot da upăcut. Pam, pam, pam. El va veni lovitură. Dar, mai avem ceva. Mai avem o altă combinație care poate să meargă, și anume, un 2, schizez, priză pe picior, îmi așez, brațul jos și un fel de picior în întoarcere, exact ca în capoeira. Hai să vedem cum merge repede. Pam, pam, brațul lovitura de picior. Jos și urmează lovitura. Aveți grijă când lucrați cu partenerul să nu-l accidentați, iar în meci să intrați foarte mult în el.